Cum te simți acum? Cum mă simt? Bă, încă nu știu cum mă simt, că încă diger informația, încă n-am digerat informația. Mai am să diger. Da. Nu, să vezi și tu ce, prin ce am trecut eu. Pentru mine, în momentul ăsta, lucrurile s-au așezat. Nu mai am nicio, cum să zic, nicio emoție. Pentru că nu mai am miză, lucrurile stau cu totul diferit. Sunt mult mai obiectiv. Voi juriza farfuriile așa cum sunt ele. Trebuie să mă înveți, că tu ai experiență cu treaba asta. Băi, Cătăline, poți să-i spui ce face de la prima oră când vine? Ca da, să mă, nu deci primul lucru pe care îl fac, care e? Deci vin, îmi beau cafeaua. Vii cu cafeaua băută. Cu cafeaua băută? Păi de ce mă atâtea ore să stau degeaba și vin cafeaua băută? Trebuie să fii vioi din prima. Partea da. Machiare pe și la intrare. Bună ziua, bine ați venit. Păi din asta, colegii mei, Bucesc, eu cu primire. Așa, dau sacoși la lucrare. Tu ascultă la mine, dracu, că am două sezoane experiență. Și atunci nu vrei să înveți. Păi de-aia zic. Învață-te la alba trân, mă. Florin, nu fi supărat. Să știi că tu rămâi prietenul nostru, indiferent dacă ai oameni sau nu în final. Da? Să vedem cine mai are oameni în final. Cine mai avea, nu contează. Dacă până acum vedeam o finală Smiley, Maria, Silviu, dar acum trebuie să o văd altfel. Finala cred că va fi jucată între Andrei, Silviu și Maria. Și va fi câștigată de Silviu. Și chiar dacă n-aș spune asta din suflet, dar îmi doresc să câștige Silviu. Nu mă agăț de persoană pentru că a fost în echipa mea, dar faptul că i-am oferit cuțitul de aur în audiții, s-a creat o legătură. Și sincer, merg cu el până în pânză.